Cele 13 femei cu vârstă medie de 75 de ani fac parte dintr-un ansamblu folcloric. Recent ele au fost invitate să cânte în Ungaria, după ce un interpret de acolo le-a descoperit întâmplător. Tot el le-a făcut și pașapoartele biometrice. A fost mai complicat însă, deoarece scannerul nu a reușit să le citească amprentele digitale. La plecare, artistele au făcut senzație în aeroportul din Kiev, asta datorită stilului vestimentar autentic, mai rar întâlnit în timpul călătoriilor cu avionul. După o săptămână de concerte în Ungaria, bătrânile au revenit la Kiev, iar de aici au fost duse cu un microbus spre casă. Pobului, dai pobacele svita! Dai pobului în raiu! До свидания, друзья, я уезжаю! Европа, крутая баба! Acum artistele din Cernighev se pregătesc intens de un alt concert. De data aceasta, ele au fost invitate să cânte la Kiev, de ziua independenței Ucrainei. Și tare mai speră să ajungă în Europa, mai ales că acum au pașapoarte biometrice valabile până în anul 2027.